Slăvit să fie Domnul! Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, prin binecuvântarea Domnului, în această seară suntem împreună în casa Domnului, din locul acesta, în sânul comunității Philadelphia, și ne bucurăm că suntem împreună cu grupul de la Betel, cu fratele păstor, cu fratele nostru scump și cu fratele Remus, pe care îl am auzit de el, îl cunosc în seara aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să facem o slujbă mai specială, așa. De obicei eu mă uit după atmosfera care este acolo. Este o atmosferă de rugăciune mai mult seara aceasta, de părtășie. Și cel mai potrivit text ar fi Psalmul 133, din ce văd eu așa. E mare lucru la Londra să vezi două biserici cu frați, cu slujitori că se adună. E o aproape trecută la minuni. Dar din punctul ăsta de vedere, uite că se realizează, slăvit să fie Domnul. De aceea vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și să citim Psalmul 133. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Structura mesajului meu din seara aceasta va fi întreruptă, pentru că am rugat pe frații din grupul Betel ca după fiecare punct al meu să pregătească o cântare, să laudă pe Domnul. Eu o să fiu mai succint așa în mesajul pe care l-am, mai scurtuț, în așa fel să le dau voie, după aceea iar am un scurt mesaj din Psalmul 133. Psalmul 133 vorbește despre cât de avantajos este ca frații să fie împreună. Pentru că atunci când frații se adună la oaltă, Dumnezeu lucrează în două moduri deosebite. Spune Scriptura, este ca roa și este ca un de lemnul de preț. Roa se așează pe pământ pe timp de vară, doar dimineața. Iar atunci când vine soarele, pe la amiază nu mai vezi roa. Știi că a fost, dar nu mai este. Știi că te-ai răcorit cu roa respectivă, dar la amiază nu-ți mai ajută la nimic, că a fost și nu mai este. În schimb, un de lemnul pe care îl toarnă Dumnezeu rămâne și dimineața, rămâne și la amiază, rămâne și seara și continuă și pentru a doua zi, când e roa sau nu, un de lemnul rămâne. Iubiții mei, când frații se adună la oaltă, există o anumită roa, o anumită prezență a Duhului Sfânt pe care o simți numai în mijlocul fraților. Poți să asculți predici și slujbe online cât vrei, tu nu prinzi roa. Când ești în schimb la adunare, este o rouă specială, o răcorire specială, un har special pe care îl dă Dumnezeu, pe care îl simți doar acolo. Pe internet auzi că strigă unul aleluia, dar nu știi de ce strigă. Deci întrebi, oare ce strigă ăsta aleluia? Dar el știe de ce strigă aleluia. E rouă, lăudat să fie Domnul. Dar mai există un lucru. Roua asta mâine dispare. Când încep necazurile, când te duci la muncă, băi, cum a fost aseară la biserică? Băi, frumos a fost. Și ce mai simți de aseară? Băi, a fost aseară. Roua a fost aseară, azi a venit căldura cu facturi și nu se mai simte roua. Însă unde lemnul pe care îl dă Duhul Sfânt aici rămâne, lăudat să fie Domnul. E vorba de învățătură, e vorba de cunoștință, e vorba de har, Dumnezeu așează har după har în noi, lăudat să fie Domnul. Sunt două aspecte care se întâmplă totdeauna. Nu uitați să nu pierdeți roua când se dă, dar căutați unde lemnul să-l aveți peste dumneavoastră. Dumnezeu să ne ajute. Al doilea aspect din textul acesta biblic, trimite la unde lemnul care curge pe capul lui Aron. Aron era preot al lui Dumnezeu, era marele preot și împreună cu Aron erau tot neamul lui care erau preoți. Când Dumnezeu ne cheamă la împărăția dragostei Fiului Său, primul lucru pe care îl face și noi știm toți, este că ne dă dreptul să ne numim copii al lui Dumnezeu, să intrăm în familia regală nu pe merit, nu pe bani, nu pe diamante, nu pe argint, ci prin credința în Domnul Iisus noi putem deveni copii al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Toți de aici dorim să devenim copii al lui Dumnezeu, însă câtă vreme suntem copii al lui Dumnezeu, suntem chemați să facem o slujbă. Ni se dă licență într-o anumită slujbă. Foarte mulți oameni sunt copii al lui Dumnezeu, nu prea fac nimic, așteaptă doar să primească moștenirile, că au auzit că tata nostru e foarte bogat, are galaxii, universuri, să ne le dea nouă ca moștenire, până atunci cu adunarea mai lejer, până atunci cu pocăința mai lejer. Da, suntem copii al lui Dumnezeu, suntem, abia așteptăm moștenirea. Stimații mei, Dumnezeu ne-a chemat să fim fii ai Săi și totodată ne dă licență să fim preoți ai Dumnezeului Celui Preanalt. Preotul este omul
legitimat de Dumnezeu să stea între el și oameni. El este chemat. Nimeni nu poate. La evrei puteți fi deșteptul evreilor. Puteți fi capabil. Puteți fi orice. Dacă nu te lășteai pe linia care trebuia, din seminția care trebuia, nu puteți fi niciodată preot. Amintiți-vă, David a fost un om după inima lui Dumnezeu. A fost om care a compus psalmi. A fost om care din spatele oilor Dumnezeu l-a dus până sus, ca împărat. Dar niciodată n-a putut fi preot. Pentru că s-a născut pe altă linie. Ori, iubiții mei, Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos, ne-a chemat să fim preoți ai împărăției sale. Și una dintre veștile cele mai bune care ni se dau în Biblie este tocmai lucrul acesta. Dați-mi voie să vă citesc din 1 Petru, capitolul 2, versetul 9, spune așa. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu ne-a chemat la poziția aceasta de a fi preoți. De aceea trebuie să avem grijă la anumite lucruri. Iubiții mei, când mergem la Dumnezeu, Dumnezeu ne vede și inima, nu numai hainele. Dacă mergem la oameni, oamenii nu ne văd inima, ne văd doar hainele și cum arătăm. Ca preot, ești chemat să mergi la Dumnezeu cu problemele oamenilor și după ce Dumnezeu îți vorbește, te întorci la oameni să le vorbești din partea lui Dumnezeu. Asta e treaba unui preot. Când Dumnezeu te-a făcut copilul lui, nu te-a făcut numai să te bucuri de har și să aștepți moștenirea. Te-a făcut să mijlocești în primul rând pentru cei din casa ta. Te-a făcut să mijlocești pentru cei de pe șantier unde ajungi tu. Te-a făcut să mijlocești pentru colegii tăi de școală și pentru dascălii tăi. Te-a așezat într-un context unde să faci slujbă. Doamne ajută! Amin. Ai licență! De aceea spune rugați-vă totdeauna, că vă ascult, măi! De-aia ne spune Scriptura, îndrăzniți la mine, că tu ești chemat să faci asta. Câți dintre noi luăm în serios slujba asta? Sau doar ne bucurăm de statutul de copii ai lui Dumnezeu? Frații mei, luați-vă în serios slujba aceasta, pentru că asta vine și spune, când frații se adună la oaltă, aduc mijlociri, fac slujbă de preot și când pleacă de aici, pleacă bucuroși de a face lucrarea Domnului. Un alt aspect pe care aș vrea să-l spun stimatelor mele, surori și doamne din adunare, niciodată la evrei nu puteai vedea o femeie că-i preot. Niciodată. De ce? Ele puteau să fie neveste de preot, dar niciodată preot. În momentul când Dumnezeu ne-a salvat, ne-a salvat cu același preț, și ne-a făcut de aceeași valoare. Ori când Dumnezeu cheamă la mântuire, ne face copii ai Lui și pe bărbați și pe femei prin credința în Iisus Hristos. Automat ești în seminția împărătească. De aceea, stimate surori, Dumnezeu vă ascultă. Nu pentru că vă rugați mai insistent, nu. Pentru că aveți poziția aceasta. Suntem chemați să fim preoți. De foarte multe ori uităm aspectul acesta. De foarte multe ori facem din casa Domnului un alt loc decât ar trebui. Felul în care ne purtăm într-un fel sau altul, surorile fiind mai sensibile la latura cum arată sau la vestimentație. De aceea și Apostolul Pavel nu insistă prea mult la bărbați cum se îmbracă, ci există la femei cum se îmbracă. De ce? Pentru că în slujba aceasta tu te prezinți în fața unor oameni și dacă n-ai nimic de vânzare, de ce nu te îmbraci corespunzător ca și un preot al lui Dumnezeu care face slujbă, care e milă de sufletul lui să-i vestească Evanghelia și prin purtare, trăire, decență și simplitate. Doamne ajută! Amin. Când ținem cont de lucrurile acestea, altfel privim viața, altfel de gândim la aspectele pe care le avem în fața noastră. Și ultimul lucru care vreau să-l subliniez în debutul mesajului meu, nu uitați totdeauna unde lemnul de mare preț care reprezintă lucrarea Duhului Sfânt în mijlocul nostru nu începe cu schimbarea de jos în sus. Majoritatea bisericilor încep cu hainele, după aia cu vorbele și după aia cu mintea. Nu. Unde lemnul întâi schimbă mintea, că așa curge el de sus în jos. Apoi schimbă vorba și apoi schimbă hainele. Degeaba te chinui să schimbi hainele dacă mintea nu e schimbată. Reușești să schimbi ceva, dar după ce l-ai scăpat pe omul ăla din zonă, iar el se îmbracă la fel ca înainte, că nu e schimbat aici, softul. Nu s-a schimbat nimic. Ori când Duhul Sfânt schimbă mentalitatea, oriunde l-ai trimite pe el, mentalitatea e schimbată și restul se schimbă. Doamne ajută! Atunci când copiii Domnului se adună la oaltă și își dau seama că sunt chemați să facă slujba de preoți, este prezent un lemn de mare preț care reprezintă lucrarea Duhului Sfânt care lucrează în mijlocul lor. Și în momentele acestea trebuie să te aștepți că Duhul Sfânt totdeauna va începe de unde trebuie. De aceea primul lucru pe care îl face Duhul Sfânt este că schimbă mentalitatea, schimbă gândirea. Cuvântul Domnului vine și ne spune în epistola Apostolului Pavel către Romani,
în capitolul 12, tocmai lucrul acesta. Și cuvântul Domnului spune în versetul 2 din Roman, capitolul 12, așa: să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și deosebită, o poți pricepe cu mintea, cu logica, cu rațiunea. În foarte multe aspecte, cuvântul lui Dumnezeu este logic. Și în celelalte lucruri pe care nu-l găsim logica, ea are o logică, dar n-am prins-o noi. Pentru că noi cunoaștem numai lumea asta, unde trăim noi în spațiu, timp și materie, tridimensională. Lumea aceasta e mult mai mare. Legile care funcționează în lumea aceasta, inclusiv legile după care se ghidează Dumnezeu, unele dintre ele sunt dincolo de percepția noastră. De aceea, atunci când e vorba de a cunoaște voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, noi trebuie să ne înnoim mintea, pentru că mintea noastră are nevoie de înnoire. Înnoirea minții se face prin cuvântul Evangheliei, prin Scripturi. Cuvântul Domnului ne schimbă mentalitatea. De aceea o parte importantă a slujbelor noastre este predicarea Evangheliei, pentru că prin Evanghelie, prin cuvânt, ni se dau informații și informațiile acestea au putere, căci orice cuvânt care vine din partea lui Dumnezeu are în el totdeauna putere. Biblia nu-ți spune numai să nu minți că e rău, îți dă și putere să nu minți. Biblia nu spune numai să nu-l disprețuiești pe fratele tău, își dă și putere să nu faci lucrul acesta. De aceea e importantă expunerea la acest cuvânt. David a reușit să prezinte lucrul acesta într-unul dintre psalmii săi, psalmul 117, unde el spunea: strâng cuvântul tău în inima sau în mintea mea ca să nu păcătuiesc. Bă, dar tu n-ai ambiție? Ambiționează-te să nu păcătuiești. Nu. Ambiția nu ține loc de putere. Singura forță și putere care mă ajută sau te ajută pe tine să nu păcătuiești, cu toate că suntem dedați la păcat. Ni-e ușor să facem păcatul. În natura noastră, singura putere care ne ajută să ne oprim este cuvântul Domnului strâns în inimă. Să ne ajute Dumnezeu. De aceea o parte mare a slujbele noastre conțin cuvântul lui Dumnezeu. Încă conțin. Pentru că văd de foarte multe ori biserici unde frații se adună și unde cântă și iar cântă și recită și iar cântă și recită și la urmă, frate, un sfert de oră spune și tu ceva fraților, ceva de pe aici, de pe acolo, și dintr-o dată oamenii rămân cu versuri de cântare, versuri de poezie, dar nu rămân cu cuvânt. Nu uitați, e bună poezia, e bună cântarea, e ca și cum ari și discuiești un ogor, ari, discuiești un ogor, ari, discuiești un ogor. Dar ca să obții recoltă, poți să-l ari tot anul și să-l discuiești. Trebuie să amin. Și dacă n-ai semănat, l-ai arat, l-ai discuit, l-ai arat, l-ai discuit, festival, concert, da, predicare, frate, mai puțin cu păcatul, mai puțin cu predica, păi numai așa, frații mei. Tocmai de aceea este importantă predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Și predicarea asta trebuie să conțină un lucru. Și asta aviz la toți cei ce dau îndemnuri la cei ce predică. De foarte multe ori, mai ales în comunitățile noastre, se crede că o predicare bună este o predicare în care omul cât de cât mai strigă, mai răcnește. E bine să schimbi tonalitatea, că îi adorm pe oameni dacă mergi liniștit așa pe celălalt. Nu, mai strigă, mai spune mărit să fie Domnul și acei la spun, amin. Doamne ajută! Oamenii se mai trezesc, mai vezi dacă sunt atenți. Dar cel mai important lucru este să înțeleagă logic ce spui tu. Cuvântul Domnului spune într-una dintre pildele Mântuitorului că sămănătorul a ieșit să seamene sămânța, sămânța e bună, dar o parte din sămânță cade lângă drum și vin păsările cerului care reprezintă pe satana și pe duhurile rele și iau sămânța aceea rapid ca omul să nu creadă și să nu fie mântuit. Vin și o iau rapid. Pe diavolul nu-l interesează ce nasturi ai tu la costumul tău, nici măcar dacă cămașa e de firmă sau nu. Îl interesează doar cuvântul. De-aia pleci câteodată de la adunare și spui, băi, ce frumos a fost. Cum adică a fost frumos? Băi, a fost un predicator, avea un costum, avea o frizură, avea o nu știu ce, alții rămân uimiți de candelabre. Băi, dar ce s-a predicat? Nu știu. Toate amănuntele le știe, dar cuvântul nu-l mai știe.
că cineva are acces acolo și ia ce? Cuvântul. Știți ca cuvântul să prindă, să nu-l poată lua diavolul, și ce trebuie de făcut? Dați-mi voie să vă citesc din Tălmăcirea Mântuitorului, două versete doar. Matei, capitolul 13, versetul 9, spune Biblia așa. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost sămânat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Ce se întâmplă cu sămânța aceea? Nu-l înțelege cuvântul ăla. Predica bine, fratele, dar nu a avut nici început. O da și cu Apocalipsa, și cu Geneza, și cu Psalmi, și cu... Dar ce eu ce am dacă predic? Fratele meu, ori predici ca oamenii să înțeleagă, ori nu toca timpul la oameni. Frații mei, oamenii ca să vină în adunare, lasă deoparte salopeta, lasă deoparte oriceva, fac un duș și vin aici. Nu ca să mă audă pe mine că eu vreau să văd dacă sunt potrivit sau nu. Ci aici vin să aud un cuvânt și cuvântul ăla să aibă logică. Doamne ajută! Dați-mi voie să vă citesc versetul 23 din același. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă. O grăunte dă 100, altul 60 și altul 30. Dar cum de dau ăștia roadă? Înțeleg ce să predic. De aceea când Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru, Petru, paște turma mea. Turma mea e făcută din oi, oițe și melușei. Cele mai rentabile sunt oile. Ele dau lână, ele dau lapte, ele nasc mei. Ca atare un manager bun, un îngrijitor bun s-ar îngriji de profit. Totuși Domnul îi spune lui Petru, Petru, paște melușeii mei. Cu alte cuvinte, dacă cuvântul este înțeles de copii și de cei proaspiți veniți la credință, ceilalți n-au decât să-l înțeleagă. Predică cuvântul să-l înțeleagă copiii. Doamne ajută! De multe ori predicăm în termeni teologici și există biserici unde mai pleacă anumiți oameni care fac multă școală și îi trimit, băi, nu poți să ajung în biserica cu tare, unde sunt mai mulți frați în vârstă. Du-te tu puțin acolo. După o oră de predică, când ăsta predică, întreabă cineva pe o soră mai în vârstă de acolo, soră înțelege ceva, băi, bine mai vorbește fratele ăsta, păcat că nu înțeleg nimic. Și vorbește în română. De ce folosim niște termeni care dincolo, dăm hrană la oi în eslea jirafelor? E terminologie, deci sus, la înălțime, undeva, unde n-ajung bietele oi. Când iei mesajul lui Dumnezeu și îl prezinți copiii să-l înțeleagă, faci ilustrațiile care trebuie, toți oamenii înțeleg mesajul ăla, nu-l poate fura nimeni. Se duce omul acasă și întreabă, băi, cum ai înțeles tu? Băi, l-am înțeles. Dar cine o predică? Băi, nu știu, Remus, Bogdan, Virgil, nu știu cine, dar știu că am înțeles cuvântul. Doamne ajută! Asta e lucrul cel mai important, pentru că asta îți repară mintea ta. Mintea noastră e afectată de păcat, câteodată numim răul bine și binele rău. Și nu uitați, stimații mei, a repara mintea înseamnă începe să percepi informații la care nu ai acces. De exemplu, prin sala asta, trec undele de la radio și la televiziune, trec undele de la ăștia cu smurdul, cu salvarea, trec undele la pompieri. Dar nu avem noi nicio treabă cu undele alea. Dar dacă ai un receptor și receptorul nu-i stricat, poți să captezi undele de la un post de radio și să retransmiți, să auzim un buletin de știri. Sau dacă ai un receptor care se folosește la televizoare pentru unde specifice, transmit ei undele respective și dai imagini. Și poți vedea anumite imagini. Tot prin sala asta, pe aici, trece voia cea bună și plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu. O voie generală și o voie particulară, pe care Dumnezeu o are, dar pentru că receptorul e stricat de păcatele noastre, noi nu auzim vocea lui Dumnezeu. El în fiecare dimineață spune că ne iubește, dar noi nu-L auzim. El în fiecare zi spune că este de partea noastră și are mii de îngeri în slujba celor ce vor moșteni mântuirea, dar noi nu-L auzim. Când îți repari receptorul prin cuvânt, începi să deosebești voia lui Dumnezeu. Amin. Iubiții mei, ăsta e un lucru, un exercițiu pe care fiecare creștin trebuie să-l urmărească. Acum vă dau doar un exemplu, să presupunem că prin sistemul dumneavoastră ajung la un moment dat să am telefonul la mine și să iau legătura cu o persoană pe care dumneavoastră o admirați, cu o personalitate în domeniul religios sau politic, dacă vreți, și dintr-o dată, prin sistemul acesta, de pe telefonul meu, transmit imagini pe monitoarele dumneavoastră. Și vorbim cu personalitatea respectivă. Și el ne întreabă ce facem și așa mai departe, și eu îi transmit prin telefon că facem bine, că toți oamenii pe care îi vezi tu aici ne-am adunat la închinare,
Și în timp ce el ne face anumite urări, eu iau un ciocan de vreo 5 kg, pun telefonul pe niște beton și când e rad la telefon un ciocan din ăla, dintr-o dată noi nu-l mai auzim pe interlocutorul nostru. Îl vedem pe ecran că vorbește ca peștele în apă, dar noi nu mai auzim nimic ce spune el pentru că am rezolvat telefonul, receptorul. Știți că după stăruință, după insistență, încep să ai informații, încep cuvinte biblice să-ți vină în minte, încep să-ți dai seama că anumite lucruri trebuie să le îndrepți din viața ta. Se întâmplă de foarte multe ori că fără să te anunță cineva, spui, azi te vei întâlni cu persoana respectivă, are nevoie respectivă. Dar nu m-am gândit la el, nici nu știu, am luni de zile de când nu m-am gândit. În ziua aia te întâlnești cu persoana aia, spui informația aia, ăla rămâne așa, de unde știi tu așa ceva? Deja ai început să afli voia lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Deja Dumnezeu îți face acces la informații care sunt la de mâna ta. Momentul când tu disprețuiești pe unul, că e calic, că e din Moldova sau din Ardeal, că n-are școala ta și n-are pregătirea ta, că n-are banii tăi, tu ai luat ciocanul de 5 kg și ai dat în receptorul deja reparat cât de cât. Și nu-i de mirare când mai auzi. Ce să vă mai spun ce se întâmplă pe șantiere? Stam cu ciocane numai pe lângă noi așa. Și vrem să auzim vocea cea bună, plăcută și desăvârșită a Domnului. Când Duhul Sfânt coboară, vine să repare prima dată receptorul. Să ne ajute Domnul să-l lăsăm reparat. Fiecare slujbă e un mod în care Duhul Sfânt cu instrumentele Lui începe să repare. Expune-te cuvântul, căci cuvântul are putere. Doamne ajută! Și cel mai mare folos este că înțelegi cuvântul Domnului și îl înțelegi atât de bine că începi la un moment dat să-ți dai seama că sunt anumite lucruri rele. Nu trebuie să-ți demonstreze nimeni că a fura este păcat. Știi și nu admiți niciodată, chiar dacă lucrul ăla nu-i păzit și chiar dacă îți trebuie, tu nu-l vei lua niciodată. Pentru că tu ai început să înțelegi care e voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Chiar dacă alții semnează minciuni pentru o grămadă de lire sterline, tu nu o vei face. De ce? Pentru că eu tocmai l-am auzit pe Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Te va călăuzi în tot adevărul, pentru că ai receptorul reparat. Să ne ajute Domnul. Amin. Vă mai lăsăm să cântăm o cântare? Nu mai vreți să cântați. Mă forțați să intru la următorul punct. Să mă uit și cât e ceasul la dumneavoastră. Era pus cândva ceasul pe... Da, e ăla de acolo. La ora 9 ziceți că fratele mi-a dat voie să predic, dar dacă eu depășesc, știți pe cine lua asta întrebări. Primul aspect pe care îl face Duhul Sfânt este că schimbă mintea, receptorul uman care e făcut să audă, să perceapă voia lui Dumnezeu. După ce mintea umană începe să fie schimbată, unde lemnul prin natura lui curge pe barbă. Atunci când curge pe barbă, e foarte important să se schimbe vorbirea și asta face Duhul Sfânt. Schimbă vorbirea omului respectiv. Când Duhul Sfânt apare în viața unui om, omul acesta începe să aibă niște manifestări în vorbire prin care vezi că e Duhul Sfânt la bază. Unul dintre primele manifestări, dacă vă amintiți dumneavoastră, în casa lui Corneliu a coborât Duhul Sfânt peste cei adunați acolo și oamenii aceia au început să-L mărească pe Dumnezeu. E unul dintre lucrurile cele mai importante care arată că limba ta a intrat sub influența unde lemnul e de mare preț. De ce? Pentru că de până în momentul acela te lăudai pe tine, lăudai neamul tău, lăudai mașina ta, lăudai studiile tale, lăudai pantofii tăi, lăudai tot ce era tău. Când îți atinge Duhul Sfânt gura, nu mai contează pantofii, nu mai contează mașina, nu mai contează casa pe care o ai, cu toate că e bună, singurul nume înălțat pe care îl laudă Duhul Sfânt și să se dă și ai semnal tot timpul, este numele lui Iisus Hristos. Ăla e semn că Duhul Sfânt este peste tine. Ei, vreau să vă spun, e semnul dinainte de a vorbi în alte limbi în mediul pentecostal. Pentru că văd foarte mulți oameni care sunt pentecostali, vorbesc în alte limbi, dar sunt foarte lăudăroși cu privire la ei. Când Duhul Sfânt ocupă viața unui om, omul acela îl va lăuda pe toate drumurile, în orice circunstanță, pe Iisus Hristos. Una dintre problemele cele mai mari pe care le au oamenii din lume, ei vin și spun, domnule, sunt din mediul cutare, am întâlnit interlop, din mafie, din cutare, se pocăiește unul dintre ei. Ei sunt nervoși din calea afară. Spune, băi, cu cuscurul ăsta, cu cumătrul ăsta, cu individul ăsta, am fost prieten la catamaramă, aveam aventuri, câștigam saci de bani, cutare. Dom'le, când discutam de Liga Campionilor, Când discutam de aventuri, Dom'le, când s-a pocăit, noi începem cu Liga Campionilor,
Și asta începe cu Iisus Hristos, de parcă Iisus Hristos ar fi vreun fotbalist din vreun echipă. Dom'le, ne dă cu Iisus Hristos, că uităm de Liga Campionilor. Când începem și noi să ne lăudăm cu bețiile noastre și cu aventurile noastre, El face ce face și ne ia drumul de la bucuriile noastre cu ghilimele de rigoare și începe iarăși de Iisus Hristos. Efectiv, ne bulversează. Ori, iubiții mei, ăsta e semnul, a turnat Duhul Sfânt peste viața ta. Slăviți să fie Domnul! În orice context, cauți un loc, o breșă, să vorbești despre Domnul tău, despre Iisus Hristos. Și nu uita, este o priveliște a cerului. Este o priveliște a cerului. Trăim într-un mediu în care îi propice pentru examene. Dacă regele, care nu este atât o figură de exponențială, este o relicvă a trecutului la dumneavoastră aici, regele. Dar dacă regele ar fi penticostal, dacă premierul ar fi penticostal, dacă toți cei din guvern ar fi penticostali, ce ușor ar fi să spui că tu ești penticostal. Eu cred ca și ei, domnule. Dar uite că ăștia nu-s. Și într-o asemenea lume în care oamenii încep să laude tot felul de organizații, tot felul de lucruri, ești chemat la școala ta, ești chemat pe șantierul tău, ești chemat în casa ta, ești chemat între vecinii tăi, să ridici flamura și să spui, dincolo de oamenii și de regii și de șeicii care vin și se duc, există unul care e domn al domnilor și împărat al împăraților. El nu-i ales odată la 4 sau la 8 ani, el rămâne rege în vecii vecilor. Și eu m-am lipit de el și vreau să-i laud numele lui. Și chiar dacă toți vă uitați urât la mine, eu tot continui să laud numele lui. Au fost fani al lui Michael Jackson. Nu vă spun viața lui particulară, că tot ies la suprafață câte șmecherii și păcate au făcut ăsta. Dar știți că are fani și acum care au posterele prin camerele lor? Știți că sunt oameni care se îmbracă exact ca el? Știți că sunt oameni care se interesează ce meniu a avut el? Și unii chiar mai fac și operații pentru a schimba pielea, că el era negru și aproape a devenit alb între timp. Ori foarte mulți urmează și lucrurile acestea. Păi dacă ăsta nu e rușine cu Michael Jackson, să mănânce ca el, să îmbrace ca el, să trăiască ca el și ăla e mort de când și va veni la Marea Înviere. Mie să-mi fie rușine cu Iisus Hristos, care este Domnul meu, care m-a iubit atât de mult. Și cu toate astea, credincioșii denotă că le e rușine. Știți cum se manifestă rușinea? Prin mărturisire. Spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Matei, pe cine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iubitul meu, într-o zi, când regii, demnitarii, împărații își vor arunca cununile în fața celui ce e domn în vecii vecilor, Domnul va spune, nu mă interesează cununile voastre. Să vină la mine oamenii care au trăit în Londra în 2023, când numele meu era batjocorit, când a crede în Iisus Hristos, era luat ca un lucru de râs. În școală, pe șantier, nu s-au rușinat de mine. Este vremea să-i prezint Tatălui și Sfinților Îngeri. Ăștia vor împărăți cu mine 9000 de ani, în vecii vecilor. Ori Duhul Sfânt te ajută de pe acum să câștigi un loc bun acolo, mărturisindu-L pe El. Doamne ajută! Când Duhul Sfânt atinge barba noastră, începem să vorbim frumos, frații mei. Nu numai în engleză, nu numai în română. Începem să cinstim pe frații, apreciem. Și unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le face Duhul Sfânt în viața credinciosului este că îi dă un sistem de convorbire cu Tatăl pe care nu-l poate intercepta nimeni. Biblia spune că vorbirea în alte limbi este modul în care credinciosul, prin Duhul Sfânt, vorbește cu Tatăl și spune taine și nimeni nu-l înțelege. Ori aș vrea să vă spun, stimații mei, nu ne este dat un alt sistem în care să vorbim cu Tatăl. Și de aceea nici noi, pentru că Duhul mijlocește înaintea Tatălui după voia lui Dumnezeu. Știți câteodată nu ne cunoaștem bine nici pe noi? Câteodată stai așa singur și spui, de ce am făcut eu lucrul ăsta? Nu găsesc logica. Efectiv, mă mir și eu cât îți din călcit eu însumi nu mă pot găsi. Câteodată mă încăpățânesc și nu știu de ce. Asta se întâmplă mai ales la bărbați. Dar în fine, și partea cealaltă e valabil. Nu știi de ce se întâmplă lucrul acesta. Ori Duhul te cunoaște mai bine decât te cunoști tu. Când începi să vorbești în alte limbi, Duhul ia toată starea aceasta, o prezintă înaintea lui Dumnezeu și foarte interesant, răspunsul vine prin același sistem. Că cine vorbește în alte limbi se zidește pe el însăși. Toate darurile spirituale sunt date pentru zidirea altora. Profeția e dată pentru altora. Eu nu pot profeții mie. Eu nu mă pot opri din predică și spun, bărbatule, deschide gura larg, eu îți voi da cuvânt și har. Dar să mă întreba, frate, vezi, pentru cine? Pentru singur m-am zidit eu personal. Nu se poate.
Altul poate să aibă pentru mine. Eu, dacă-s proroc, am pentru altul. Singurul dar care, în schimb, mă zidește pe mine însumi, este tocmai vorbirea în alte limbi. Și vorbirea în alte limbi te ajută să înalți numele Domnului, să glorifici, să te fortifici pe tine însumi. Nu comentez și nu discut mult la avantajele acestui lucru. Vreau doar să vă spun o experiență de la noi, de la Dumnezeu, după care, frații, vor pregăti oricum o cântare, că nu mai merge la următorul punct să se eschiveze. Am avut o fată din localitate care a plecat în Grecia. A venit criza în Grecia. Ea în Grecia s-a cunoscut un egiptean, Hasan îi spunea. S-au căsătorit amândoi, el musulman, ea fiind creștină, dar în fine, s-au căsătorit amândoi, aveau doi copii. Și când a venit criza, Hasan i-a spus la fata asta, măi, eu nu te pot duce în Egipt, pentru că ai mei sunt musulmani și te omoară. Unul dintre regulile de bază al noastră, un creștin, ori îl convertim și dacă nu se convertește, e sub pământ. Ca atare, asta e regula la noi, spunea Hasan. De aceea, din dragoste pentru tine, mă voi duce în localitatea unde te-ai născut tu. Și a venit Hasan la Dumbrăveni, la noi. Venind la Dumbrăveni, s-a apucat un frate, avea un nou testament în arabă și l-a dat lui Hasan. Hasan și așa n-avea ce face, nu știa, a început să citească Noul Testament. Avea foarte multe întrebări. Când făcea comparația între Allah și Dumnezeu, observa că Allah e unul, Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu înțelegea. Vedea că Allah e unul singur, vedea că Iisus e precucit, dar Tatăl e în cer și Duhul Sfânt gestionează. Nu înțelegea. Într-o zi ne-am întâlnit. Știa puțină greacă, eu arabă, egipteană nu știam, el română nu știa, decât probabil vrea binevasta, prin semne mai mult. Dar în fine, am încercat să discutăm. Întrebările lui erau destul de dificile. N-am ajuns să ajung la inima lui. Nici el n-a ajuns să-mi explice ce vrea. N-a ajuns. Însă, la un moment dat, la o slujbă de duminică seara, se ridică Hasan și cum știa el românește, spune, eu văzut, eu crezut, eu botezul. Frate, și-o dat seama ce spune Hasan. O întreba pe unul, vei du-te și întreabă ce văzut ăsta și crezut ăsta de prea botezul. Că cine știe ce crede asta. Și s-o dus ăla cu greaca și Hasan a început să povestească. Fraților, de trei ori marța seara, când noi avem rugăciune, Dumnezeu mi-a vorbit în egipteană în care m-am născut eu. Mi-a vorbit prin frați care vorbeau în alte limbi și care mi-a spus așa, eu te iubesc, vino la mine. Frații și-au adus aminte că după ce termina rugăciunea de marța seara, venea Hasan și întreba, ce-ai spus tu la mine? Ce-ai spus? Dar așa, nervos. Frații, băi, eu nu ți-am spus nimic ție, eu n-am nimic chiar cu tine, din punctul ăsta de vedere. Dar Hasan era cumva intrigat într-o comunitate de români din nordul țării, să audă el în egipteană în care s-a născut el, eu te iubesc, vino la mine de trei ori. După care, spune Hasan, într-o seară, am avut, nu știu ce s-am avut eu, am văzut o ființă îmbrăcată în alb, nu i-am văzut fața, dar avea gaură în mână. Și ființa asta mi-a spus în continuare, mi-a spus, eu te iubesc, vino la mine căci vreau să cinez cu tine. A spus, așa o iubire m-a cuprins și am vrut să mă duc, dar avea o povară mare în spate. A venit ființa aia, mi-a luat povara din spate, mi-a aruncat-o și de atunci eu văzut, eu crezut, eu botezul. Nu trebuie să vă spun că Hasan, când te duci la adunare, te prinde în brață, te îmbrățășează, dă pașa Domnului, l-a cunoscut pe Iisus Hristos. Întrebare retorică la care nu trebuie să răspundeți. Cum ajungeam eu la inima omului ăsta ca să am efectele pe care le-a avut Duhul Sfânt prin vorbirea în altele? Cum? Explicați-mi. Și poate auziți multe predici, fraților în America, la Chicago, în Apunte, seara asta întreabă. Eu vă dau adresa lui Hasan, puteți să vorbiți, depuneți și mărturii pe undeva pe YouTube și lucruri văzute de noi. Pentru că când unde lemnul coboară pe barbă, începe să se manifeste prezența Domnului. Lasă-l să se manifeste în viața ta. Am putut înțelege că atunci când frații se adună împreună, Duhul Sfânt, unde lemnul de mare preț, vine și ne aduce aminte că suntem preoți al lui Dumnezeu și avem în domeniul acesta o responsabilitate deosebită de a sta între Dumnezeu și oameni. Apoi unde lemnul vine și schimbă mentalitatea și gândirea noastră în foarte multe aspecte și foarte bine să ne expunem cuvântul lui Dumnezeu nu numai la predici, ci studiindu-l. Pentru că acest cuvânt strâns în inimă schimbă gândirea noastră și începem să deosebim bine vocea lui Dumnezeu sau voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. După o schimbare a minții urmează o schimbare a vorbirii.
când omul respectiv începe să laude pe Domnul, este folosit în îmbărbătarea altora, este folosit în proclamarea voii lui Dumnezeu și apoi Duhul Sfânt ia în primire ființa lui, pentru că suntem gata să dăm Duhului Sfânt picioarele noastre, mâinile noastre, ochii noștri, urechile noastre, ultimul mădular pe care îl mai păstrăm pentru noi când ne mai trebuie pe la adunare generală este gura, mai rezolvăm anumite probleme. Când ai dat și gura Duhului Sfânt, este semnul că ești plin. Slăvit să fie Domnul! Degeaba ajungi aproape de plin dacă nu ești chiar plin. Ori plinătatea aceasta a Duhului Sfânt îți aduce convingerea că Duhul Sfânt este cu tine să te călăuzească. Nu uitați, Duhul Sfânt niciodată nu posedă. Duhurile rele posedă și el, și ele într-o anumită măsură, dar Duhul Sfânt doar călăuzește. Asta nu înseamnă că dacă ai Duhul Sfânt, Duhul Sfânt te va obliga să faci ceva. Nu. Ci Duhul Sfânt te va călăuzi, dacă vrei, să faci ceea ce trebuie. Doamne ajută! De-aia Duhul Sfânt e asistentul nostru, în mod special ne vorbește, dar dacă eu vreau să fac numai lucrurile pe care vreau să le fac eu, cu toate că aseară am fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt nu mă obligă să fac ceea ce dorește El, că El călăuzește și nu posedă. De aceea Scriptura ne spune să avem niște atitudini potrivite, să nu întristăm pe Duhul Sfânt, să nu, că dacă Duhul Sfânt ar avea puterea asupra și așa ar lua puterea, să, n-ar mai trebui să vorbească Biblia așa. Dar tocmai de aceea că este la îndemâna noastră cu gingășia unde lemnul e de mare preț, trebuie să fim foarte atenți. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, iubiții mei, ultimul aspect pe care îl subliniez și îmi pare rău, deja am depășit 2 minute din timpul pe care mi l-am propus să-l am în fața dumneavoastră, este faptul că unde lemnul de mare preț ne aduce aminte că noi trebuie să fim îmbrăcați. Toți preoții pe care Dumnezeu i-a legitimat și i-a ascultat au fost oameni îmbrăcați. Acum v-aș ruga tare mult ca un exercițiu pentru acasă. Spune Sfânta Scriptură că preoții când se urcau pe trepte la, în prezența lui Dumnezeu trebuiau să aibă izmene pe ei ca să nu se vadă goliciunea. Goliciunea pentru noi este diferită. Există zone în care goliciunea e cotul de la mână. Există zone în care goliciunea înseamnă altceva. Aș vrea să vă spun, totdeauna când luăm un anumit termen din Biblie, nu luăm termenul cultural, ci luăm din Biblie. Goliciune e ceea ce spune Dumnezeu că este goliciune. Amin. Învelitoarea capului este ceea ce spune Dumnezeu că este învelitoare. Stimate surori, nu ceea ce spunem noi. Că sunt surori care își pun o agrafă și au învelitoare. Sunt surori. Nu, Biblia, în textul biblic, vorbește de o învelitoare naturală, care este părul, și ca învelitoarea ta, pe care o pui sau o iei la rugăciune, să fie învelitoare, trebuie să acoperi învelitoarea naturală. Și atunci e numită învelitoare. Pentru că altfel se poate numi cordeluță, se poate numi, dar nu învelitoare. Deci când iei un anumit pasaj biblic și vrei să-i placi lui Dumnezeu căruia te închini, ia regulile lui, nu regulile cultului penticostal sau lui Virgil Neagu, ci regulile lui. Și când iei regulile lui, Dumnezeu te primește și primește licența. Doamne ajută! De aceea e important pentru noi să ne dăm seama de aspectul acesta și să fim clari în domeniul acesta. Ori, ca preoța lui Dumnezeu care slujim, trebuie să fim în primul rând îmbrăcați. Niciodată omenirea nu va mai fi în inocența din grădina Edenului. Ei nu erau sfinți, erau inocenți. Sfânt, sfânt înseamnă să ai posibilitatea să faci răul și să nu-l faci. Ăla e sfânt. Dar când Adam și Eva erau în grădina Edenului, erau inocenți. Deci nu făcuse nici binele, nici răul, n-avusese încă nicio tentație, dar erau acolo. După ce Domnul le-a spus să nu se atingă, a apărut ispita și atunci puteau demonstra că sunt sfinți sau păcătoși și au ales să fie păcătoși. Și împreună cu ei suntem și noi ajuns în starea aceasta de păcătoșenie. Natura păcatului este transmisă spre noi. Există un, și trebuie să vă spun în seara asta lucrul ăsta, mai pot vorbi puțin, nu? Liniștit. Să aveți, el îmi spune. Da. Natura păcatului s-a transmis din grădina Edenului și peste noi. Punem întrebarea la momentul acesta, ce-s vinovat eu care m-am născut în 1900 și ceva, nu vă spun data exactă, sau în 2000 și ceva, că mă nasc păcătoși cu natură păcătoasă. Să presupunem că toți am avea vârsta de 30 de ani, scuze pentru cei mai tineri. Unde eram noi acum 33 de ani? Unde eram noi acum 50 de ani. Biblia vine și spune într-un pasaj, nu mai deschid Biblia, în Evrei capitolul 7, că Avram,
care a biruit pe cinci împărați, s-a întâlnit cu împăratul Salemului, Mehisedec, și i-a dat zeciuială din toate. Autorul epistolei către evrei spune, împreună cu Avram, i-a dat zeciuială și Levi, care nu era născut, dar era în coapsele strămoșului său când întâmpina Avram pe Mehisedec. Deci, conform acelui text biblic, dacă noi am avea vârsta de 30 de ani, unde eram noi acum 32 de ani, eram în părinții noștri, că eram în coapsele. Da, acum 50 ceva sau 100 de ani, în bunicii noștri. Dar atunci când Adam a luat virusul morții, folosesc terminologia pandemiei, a luat virusul morții care a venit peste ei, noi unde eram? În el. De aceea toți care se nasc de el, se nasc cu natură păcătoasă și cu înclinații păcătoase. Natura păcatului păcătoasă se transmite prin Adam. Știți foarte bine cine a fost indicatorul la păcat. Că nu Adam a întins mâna, ci altcineva a întins mâna și a dat și lui care era lângă ea. Totuși păcatul în Biblia cui? Al lui Adam. De atunci suferim, fraților. Al lui Adam. Bine, din punctul ăsta de vedere logic, legal, e al lui Adam. Izbăvirea vine totdeauna nu pe linia lui Adam. De aceea primele genealogii în Biblie veți vedea că scrie Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe cei 12 patriarhi. Și știm foarte bine că bărbații nu au născut, ci nevestele lor. Pentru că linia păcatului se transmitea prin bărbat. Natura păcatului se transmitea prin bărbat. Cel ce va izbăvi lumea nu vine prin sămânța bărbatului, ci prin sămânța singurul care s-a născut, nu pe linia păcătoasă, ci pe linia aia care nu moștenea păcatul și care n-a avut păcat și nici n-a făcut păcat, este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. De aceea o lumină a răsărut în ținutul lui Zabulon și al lui Neftali, pentru că a venit o lumină din alte sfere. El n-a avut păcat, n-a făcut păcat și a putut să fie mielul lui Dumnezeu, care n-a avut sângele întinat cu virusul păcatului. E singurul care ne-a putut mântui, slăvit să fie Domnul. Restul am avut eroi, avem filozofi, avem temeitori de religii, dar toți sunt cu o boală în sângele lor, spre disfruși păcatului. Singurul pe care Dumnezeu l-a acceptat ca jertfă și noi suntem mântuiți nu pentru transfuzie de sânge 2 litri, ci a trebuit ca Domnul Iisus să-și dea tot sângele său, ca toată omenirea să poată fi mântuită. De aceea a apărut în Biblie secvența când soldatul roman înfinge sulița în coastă și a curs sânge și s-a plătit tot prețul. Slăvit să fie Domnul! Ca orice om de pretutindeni să poată avea păcatele spălate în sângele acela curat. Lăudat să fie Domnul! Din grădina Edenului, stimații mei, după ce omul a păcătuit, primul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu, i-a îmbrăcat. Ei au încercat să se îmbrace în stilul lor cu frunze de smochin. Ia să vede, ea nu se vede. Toate casele de modă după stilul ăla se iau. Ia să vede, ea nu se vede. Când a venit Dumnezeu, nu i-a lăsat cu frunze de smochin. Le-a făcut haine de piele. Nu le-a făcut șorțuri, ci haine de piele. De atunci încoace, Dumnezeu cere ca omul să fie îmbrăcat, mai ales când stă în prezența Lui. De aceea preoții au o ținută specială pentru lucrul acesta. Niciodată preotul nu se ducea la închinare mai eu. Folosesc terminologia noastră. El știa că trebuie o anumită ținută. Preoția nou testamentală nu se face în pantaloni scurți, stimații mei. Nu se face într-o lejerie intimă. Nu se face într-o îmbrăcăminte indecentă. Ci omul respectiv merge în fața lui Dumnezeu corespunzător. Petru știa că Iisus este Dumnezeu. Ne spune Sfânta Scriptură că după învierea Domnului au ajuns 7 din ucenicii Domnului în Evanghelia după Ioan, capitolul 21, să prindă pește. Și la un moment dat, unul dintre ei, cei mai sensibili, care era Ioan, în Evanghelia lui, îi place să autointituleze de 5 ori ucenicul pe care îl iubea Iisus. Ei bine, se uită spre țărm, vede că este Domnul și spune lui Petru, cel care ne întreabă dacă am prins ceva, este Domnul. Știți ce face Petru? Dați-mi voie să vă citesc din Ioan, capitolul 21, cu versetul 7. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Orice om care se aruncă în mare, fie sunt noate, fie salvează pe cineva, care e primul lucru pe care îl face? Se dezbracă. Petru știa că se duce să se întâlnească cu Domnul și trebuia să fie îmbrăcat.
Aici se pune o întrebare retorică la care nu trebuie să răspund. De câte ori credeți că au făcut plajă împreună? E o întrebare doar retorică. Atâta tot. Nu răspundeți la asta. Ca atare, când trebuie să se ducă înaintea Domnului, el se îmbracă. Ca să puteți pricepe ce se întâmplă acolo, gândiți-vă că evreii erau foarte pudici din punctul ăsta de vedere. Nu aveau voie. Când pescarii se deplasau de la țărm ca să nu mai fie văzuți, se dezbrăcau de hainele de deasupra groase și le băgau într-un vas și vasul îl întorceau cu gura în jos. Și apoi se apucau la prins pește. Câteodată prindeau pește, multă ăla dădeau cu coada în apă, tătălul stropea. Dar nu era problemă, că el nu era îmbrăcat cu hainele alea. Când cu pește sau fără pește ei se întorceau la mal, întorceau vasul respectiv, luau hainele uscate de acolo, se îmbrăcau cu ele și coborau pe mal și îmbrăcați și uscați. Pentru că așa, ei, Petru intrase la pescuit acum. Hainele lui erau acolo. Când auzi că Domnul ăla de pe țărm pe care l-a văzut Ioan, întoarce vasul, ia hainele, se îmbracă, se încinge și se aruncă în apă. Ud, dar îmbrăcat, se prezintă înaintea Mântuitorului. De ce? Pentru că contează. Contează. Tot Noul Testament vine așa să ne vorbește. Citiți cartea Apocalipsului. Cine n-are haină, îi se dă haină. Și celor ce au, li se transmite să vegheze ca nu cumva cineva să-l ia haina și să li se vadă rușinea goliciunii, că nu poți sta așa acolo. De aceea, stimații mei, e foarte important pentru preoți care este între Dumnezeu și oameni. Dumnezeu în continuare dorește să fim îmbrăcați, să avem o ținută corespunzătoare ca și preoți. Acum, dacă Dumnezeu vrea lucrul ăsta care cunoaște inima și aud pe mulți frați, bă, dar Dumnezeu se uită la inimă, băi, nu la haine. Bine, Dumnezeu îmi cere o anumită ținută de reverență, de închinare. Când mă duc la oameni, oamenii nu văd nici atât inima, ci îi văd doar modul cum arăt eu. Și spune Apostolul Pavel, și aici vreau să subliniez, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai... Știți că poți strica cuvântul lui Dumnezeu de mântuire. S-ar putea să te întâlnești o singură dată cu un om și să-i vestești despre mântuire și el e pregătit atunci. Și ținuta ta să te facă incalificabil să-i poți predica Evanghelia, să se uite la tine și să spui, tu așa să-mi spui mie? Totdeauna o ținută corespunzătoare oriunde te face vrednic de a asculta. Firmele, companiile și grupările care au nevoie de încrederea oamenilor au studiat ce contează. Atunci când băncile își trimit reprezentanțe la diferiți oameni ca să-și pună depozitele lor în lire, în băncile lor, nu o să vedeți niciodată că trimișii bancari au șapca pusă cojorocul lateral sau la spate, așa. Vine la tine cu un tatuaj pe gât, cu un cap de mort, intră la unii pantaloni scurți și aia rupți în diferite, cu șireturile date în afară și cu ștaifurile așa și vine și spune, știți, eu vin de la banca cu tare, nu ne dați banii? Tu îi spui, eu știu că tu vrei bani, dar vrei bani, că ești bandit, nu că ești de la banca cu tare. De ce nu-și trimite banca pe cineva așa liber din punctul ăsta de vedere? Pentru că știe că lucrul ăsta trimite la neîncredere. Și omul ăla nici nu mai poți vorbi să-i discuți de bani. Și ați niște amărâți de bani doar. Tu duci Evanghelia lui Iisus Hristos. Oare cum ar trebui să arăți tu în fața omului cu care te-ai întâlnit? Când te duci mă la magazin să iei niște mâncare, ar trebui să fii îmbrăcat decent. Pentru că duci un nume acolo. Tu ești preot al lui Dumnezeu. Tu reprezinți ceva. Stimate surori și iubiți frați, ne-a dat Dumnezeu un har pe care nu l-au visat nimeni. Vor veni vremurile, spunea Duhul Sfânt, că Dumnezeu va face ceva nemaipomenit. Și cu toate că unii au murit tăiați în două cu ferăstrău, au fost anunțați că nu pot ajunge la mântuire fără noi, că Dumnezeu avea vremuri mai bune pentru noi, să ne pună preoți ai săi, slăviți să fie Domnul. Ce facem cu mandatul acesta? Pentru că mandatul acesta cere să ai o anumită ținută, care totdeauna să poți fi primit de orice cuget omenesc, oriunde te duci să ai ușă deschisă. Majoritatea președinților de companii și președinților de țări au oameni care îi sfătuiesc pentru a fi credibili, pentru că reprezintă ceva. Nu o să vedeți nici un președinte la costum și cu Adidas în picioare. Albi vine să dea la un moment dat un interviu multor oameni care vin. El reprezintă, n-are voie! Nu are voie! El reprezintă o țară, reprezintă o companie. El are un anumit standard după care trebuie să se prezinte. Ori, iubiții mei,
Noi nu reprezentăm o împărăție pământească care s-a ridicat și apoi ca alte împărății se vor prăbuși în negura istoriei. Când s-a rostogolit piatra aceea pe care a văzut-o Daniel, umple tot pământul și universul. Și la această împărăție care n-are sfârșit, te-a onorat și m-a onorat Dumnezeu din anonimatul la peste 8 miliarde de oameni să ne cheme la El, să ne înfieze în familia Lui imperială și să ne facă preoți ai Dumnezeului Celui Preanalt. Când se adună frații împreună, tocmai asta li se spune. Și lucrul ăsta ne schimbă mentalitatea, ne schimbă vorbirea, ne schimbă gândirea, pentru că ne dăm seama că suntem din casa imperială. O să vedeți la toate casele imperiale la care vă uitați, nu fac abuz de bijuterii, nu fac abuz de alte lucruri, ci se păstrează destul de discreț și au niște case imperiale care sunt pe terminate, sunt pe ducă. Noi facem parte dintr-o casă imperială care e veșnică și Dumnezeu ne spune să ne purtăm într-un chip vrednic de această chemare și onoare care ni s-a făcut. O avem la îndemână. Oameni de știință, laureați ai premiului Nobel, președinți și regi, s-au născut în întuneric, trăiesc în întuneric și vor muri în întuneric. Ție ți-a făcut Dumnezeu harul să te cheme la această împărăție. Poartă-te cu demnitate și trăiește așa. Dumnezeu să ne ajute. Amin.